Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu a asistat internările și operațiile chirurgicale care nu sunt urgențe pe o perioadă de 30 de zile. În același timp se suspendă și investigațiile medicale și tratamentele care nu reprezintă urgență și care pot fi reprogramate. Urgența va fi stabilită pe baza analizei medicului curant de specialitate, anunță reprezentanții Spitalului Târgu Jiu. Există și categorii de pacienți exceptați de la această măsură și anume pacienții oncologici, bolnavi care necesită proceduri de diagnostic femei însărcinate și cazuri urgente. Personalul medical disponibil va fi distribuit către secțiile și compartimentele care tratează pacienții COVID.